bine v-am găsit, dragi elevi! Mântuitorul Hristos a însoțit învățăturile sale de fapte extraordinare pe care nimeni nu le mai făcuse până la el. Acestea sunt minunile și în clipul de astăzi vom vorbi despre minuni și vom descoperi împreună că ele ne arată iubirea lui Dumnezeu față de om. Dar ce este o minune? Minunile sunt fapte mai presus de înțelegerea și de puterea omului. Prin ele, Domnul Iisus Hristos a dovedit că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. O minune este un fapt deosebit prin care se dovedește puterea lui Dumnezeu și se întărește credința oamenilor. Dar noi știm ce minuni a săvârșit Mântuitorul Iisus Hristos. În timpul vieții sale pământești, Fiul lui Dumnezeu a făcut minuni asupra naturii, asupra oamenilor și asupra propriei sale persoane. Dacă ne referim la minunea asupra naturii, atunci putem să vorbim despre minunea preschimbării apei în vin. El a prefăcut apa în vin la nunta din Cana Galilei, fiind prima sa minune cu care și-a început activitatea. O altă minune asupra naturii este minunea înmulțirii pâinii și a peștilor. Mântuitorul a înmulțit pâinile și peștii pentru hrana oamenilor. În minunea potolirii furtunii se arată cum Mântuitorul i-a poruncit furtunii să se oprească, iar în minunea mersului pe apă, Mântuitorul i-a poruncit Sfântului Apostol Petru să meargă pe apă pentru a încerca credința. Despre minuni făcute asupra omului, Biblia ne istorisește minunea vindecării orbului și a slăbănogului, însă Mântuitorul a tămăduit și alți oameni bolnavi. Minunile învierii lui Lazar și a fiicei lui Iair ne arată cum Mântuitorul avea putere și asupra morții. Dar cea mai mare minune săvârșită este chiar propria sa înviere. Minunile sunt o dovadă a faptului că Dumnezeu ne iubește și ne poartă de grijă. Chiar Mântuitorul spune: dacă nu credeți în mine, credeți în aceste lucrări, ca să știți și să cunoașteți că Tatăl este în mine și eu în Tatăl. Până astăzi, din iubire și purtare de grijă față de oameni, Dumnezeu ascultă rugăciunile și împlinește în mod minunat cererile noastre. El face în continuare minuni pentru noi, oamenii, minuni pe care le vedem la tot pasul. Lumina de la Ierusalim, apa sfințită, sfintele moaște, vindecări, realizări și alte lucruri minunate. Haideți să vedem ce am reținut astăzi. Am văzut că prin minuni Dumnezeu își arată iubirea, bunătatea și puterea sa față de noi, oamenii, dar și față de întreaga creație. Minunile dovedesc puterea lui Dumnezeu asupra întregii creații. De asemenea, minunile ne arată iubirea lui Dumnezeu față de oameni. Exersăm și ne jucăm. Ordonează cuvintele scrise pe etichete și vei afla un citat important din Sfânta Scriptură. Ai aflat citatul. Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Foarte bine, excelent. Notează-l în caiet.
Citește cu atenție poezia Minunea din Cana Galilei de Ionuț Grigorcea. Hristos în Cana Galilei, la nuntă, fost a invitat și pentru prima dată acolo, puterea el și-a arătat. Vinul lor s-a terminat, chipul li s-a întristat, dar Maria, maică bună, la Domnul a venit să-i spună. Ajută-i tu, fiu iubit, căci necazul s-a ivit, ca tu să-ți arăți mărirea către toți, dar și iubirea. Nunta aceea minunată până astăzi s-a pomenit. Apa în vin a fost schimbată, iar Domnul a fost slăvit. Identifică în text prima minune săvârșită de Domnul Iisus Hristos. Foarte bine! Schimbarea apei în vin. V-ați descurcat? Excelent! Realizează corespondența între fiecare minune săvârșită de Domnul Iisus Hristos și felul acesteia. Potolirea furtunii, vindecarea bolnavilor, învierea morților, învierea sa. Minune asupra propriei persoane, minune asupra oamenilor, minunea asupra naturii. Sunt convinsă că așa ați gândit și voi. În încheiere, vă aduc în față un citat depus la inimă. Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Webografia imaginilor.